Salutare, bă, fraților, știu cum e, oare că stai aici la un episod din seria de Minecraft Survival cu Laur, episodul, cu 30, episodul numărul 300, dacă nu mă înșel. Și dacă vreți să mai continuăm cu acest serie, nu uitați să apăsați butonul acolo, să strângă de mai multe like-uri la acest episod și hai să vedem ce putem face în acest episod. Îți place ce fac și vrei să mă ajuți? Acum o poți face, poți deveni membru și odată ce accesezi acest membru, vei primi grup pe Discord, unde putem vorbi doar membrii despre viitorul canal sau despre viitoare videoclipuri cu un singur click. Alătură-te și poți deveni membru. Mulțumesc celor care au devenit membri de la ultimul videoclip. Ok, bă, fraților, după cum ați văzut în titlu, astăzi începem skin-ul nostru din Minecraft. Momentan cam asta este. O să trebuie să-l mai ridic puțin pentru că e cam scurt, e cam mic de picioare, nu știu cum să-l spun. Vreau să-l mai lungesc puțin, măcar cu două blocuri, ca să fie ceva. Nu știu cât o să mă descurc la asta, la partea de sus, pentru că partea de sus e mai grea față de asta de picioare. Față de picioare e mai ușor să faci picioare decât să faci corpul, pentru că corpul e destul de greu de făcut. Nu știu, sper să iasă ceva. Sper să-mi iasă să fac ceva, adică, nu știu, sper să reușesc să-l fac. Hai să vedem, deci trebuie să mai ridicăm încă un bloc. Momentan eu mă uit la o poză, dacă nu v-ați dat seama. Și da, am inventarul full, ce-mi place chestia asta. Oricum trebuie să vă mai prezint și alte lucruri întâmplate sau făcute pe live-uri și chestii de genul. Ok, deci două blocuri, una, două, o să vedem cum arată cu două blocuri. Uite, sunt multe chestii care gen nu au ce căuta în momentul ăsta în inventar. Dar na. Am zis să fac skin pentru că niciodată n-am făcut skin-ul meu eu, cel puțin pentru că am avut și maps on subs și cred că a fost făcut acolo. Dar eu cel puțin nu l-am făcut niciodată și am zis, hai uai, de ce nu? Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii idei de clipuri ce ați vrea să vedeți pe mapa asta în continuare. După ce o să termin cu skin-ul ăsta, vreau să mai tai din noi și din vaci și tot ce acolo, pentru că îmi provoacă foarte mult lag, că sunt foarte, foarte multe entități acolo și îmi face o grăbăzie de lag, mai ales când fac live, că na, nu se mai poate, frate, nu știu cât. Am nevoie acum de lână, că altfel nu mai... Aveam atâtea oi și atâtea vaci și toate cele acolo, pentru că nu e foarte ok. Așa, am mai ridicat cu două blocuri. Uitați așa să facem și noi un mic parcur aici. Să vedem cum arată cu două blocuri. După aceea trebuie să modific ceva. Trebuie să fac un fel de model pe picioare. După cum văd eu aici, am un model pe picioare. Bă, eu zic că e destul de lung, cred. Sau ar mai merge una. Mai ridic una și după aceea vedem noi ce facem. Trebuie să facem un model de știu ce, la piciorul stâng. Da, o să mai ridic una pentru că o să am nevoie. O să vedeți mine. Dar cred că știți cum arată skin-ul meu. Skin-ul ăsta, cred că, băieți, dacă nu știți, îl joc de foarte, foarte mult timp. Deci, n-am schimbat skin-ul ăsta de când m-am apucat de Minecraft. Eu, stai, doar una, nu două. Una că-i de ajuns una. Abia mai scăpăm și noi din lână asta. Lâna asta am făcut-o pe parcursul a unei săptămâni. Pardon, mă scuzați, băi, dacă mai mă încurc. Să știți că e destul de dimineață, abia m-am trezit. Și, na, e și normal să te încurci. Ok, punem blocul ăsta aici și după aceea facem modelul ăla de pe picioare. Pentru că are un model. Mâinile nu știu cum o să le fac. Cred că o să le fac lipite de corp, pentru că n-am cum altfel. Cum este de fapt un skin, nu? Ok, hai să ne întoarcem aici și să spargem blocul ăsta până un pic mai jos, că trebuie să ne apucăm de piciorul stâng. Eu zic că e destul de ok de aici, deci o să vină ceva în genul ăsta. Asta. Ăsta. Și ăsta. Și mai vine unul aici. Așa e piciorul, nu știu. Și punem lână albă. Uite, aici. Aici. Aici și acolo. Așa e piciorul. La piciorul drept trebuie să fac mai mult. Ok. Acum coborăm și facem partea elantă. Na, eu zic că piciorul arată destul de ok. Adică, nu știu, am făcut chestia asta pentru că nu aveam cum să fac asta.
Și am vrut să-l fac puțin mai gros, că era prea subțire piciorul și na, m-am zis că bă, na. Deci trebuie tot de la același nivel, adică de aici. Dar numai că începe din partea asta la întâi, evident. După aceea, deci vine un rând de 4. Așa, 1, 2, 3, 4 și după aceea una aici, una acolo și deci trebuie, mai trebuie un bloc, adică două chiar. Sau las așa pentru că na, nu fie chiar fix. Mai trebuia fix un bloc acolo, dar mai zic că nu contează. Așa. Perfect. Cam așa arată momentan. Trebuiască să mă apuc de ăsta de skin-ul de partea de sus. Deci cam așa arată momentan. Mi se pare destul de ok și chiar seamă cât de cât. Bă, dar nu înțeleg, skin-ul meu vine mai la decât ar trebui, decât picioarele, sau vine la fel de lat? Destul de dubios. Cam așa sunt picioarele. O să văd cum apuc de interior, de ăsta, de partea de sus și după aceea vă arăt. Nu știu ce o să iasă. Aparent, băieți, nu mai avem lână. Așa că o să încerc să cad fix aici. Bă, nu știu cum vine skin-ul, pentru că nu-mi dau seama, pentru că n-am făcut în viața mea un skin. Dar nu știu dacă vine gen... dacă vine așa. Nu știu dacă vine, că oricum trebuie să mai ridic ceva, aparent. Și aici pe mijloc vine o linie de alb. Dar trebuie să mai mă duc să mai aduc niște lână neagră, pentru că nu mai am lână neagră deloc. Și trebuie să tund oile. Nu-mi place deloc chestia asta, dar e... Na, altceva n-am ce să fac. N-am de unde să fac rost de lână neagră. Așa că o să luăm lână și revenim după aceea să vă arăt cum am făcut momentan. Deci cam așa arată momentan. Nu știu cum o să arate la final, pentru că presupun că am greșit ceva și trebuia să fac un bloc în exterior, pentru că arată destul de ciudat așa. Direct gen... pleacă direct așa, nu știu. Și presupun că trebuia să fac ceva... cum ar veni ceva în exterior cu un bloc. Nu știu. Dar... na. O să vedem noi cum o să iasă. Oricum nu o să-l termin acest episod, pentru că e destul de mare de făcut. Și nici lână nu prea mai am. Am foarte, foarte puțină lână. Și aici vine un bloc. Așa. Hai că am 13 blocuri, că mai am acolo în spate de făcut. E destul de greu de făcut skin-ul, băieți. Dar sunt sigur 100% că nu era așa, gen aici, gen vine prea, nu știu cum, știi? Vine prea. Nu e destul de ok. Nu mi-a ajuns lâna din păcate, dar o să fac eu camera, pentru că nu mai am lână și na, nu mai stau să strâng, că nici nu mai au oile lână. Le-am furat lână ca lumea. Și bă, nu știu, lăsați în secțiunea de comentarii dacă așa ar trebui să fie un skin gen fără chestia asta, fără, adică cu un bloc în exterior sau cu fără un bloc cum e acum. Mie mi-e tare greu să cred că e fără un bloc în exterior. Bă, scuzați-mă, dar n-am mai făcut în viața mea un skin, deci na. Deci vine cu un bloc aici, gen în exterior, sau așa lipit, cum am făcut eu. Eu chiar nu-mi dau seama. Să moară Franța dacă îmi dau seama. Nu știu, deci serios, chiar nu știu cum trebuie să vină un skin. Pentru că n-am făcut, repet, n-am făcut în viața mea un skin. Și, na, e destul de greu. Cred că o să-l terminăm pe live stream pe undeva, ceva în genul, că nu știu când o să postez acest clip. Dar, na. Aici ce am? Ok, lasă să hai să lăsăm și noi astea aici, pentru că n-avem nevoie de ele. Și vreau să mergem în Nether, la o nouă chestie pe care voi nu o știți, adică majoritatea o știți, dar da. Mai avem puțină lună aici. Bumil, așa. Ok. Eu mai rămas lână albă. Așa.
Ia să luăm noi acest Ender Chest. Oricum, mi-am pierdut pickaxe-ul la OP. Nu m-am părat. Dar mi-a picat Fortune 3 la un craft, ăsta la un enchant și l-am pus pe ăsta. Am un breaking 1. E destul de slăbuț. Deci cam așa arată momentan skin-ul. Bă, eu zic că așa ar trebui, sau nu știu, chiar nu știu cum ar trebui să arate un skin. Cu un bloc în exterior să apară, cum ar veni să se vadă unii mijlocul, sau cu totul așa. Eu chiar nu-mi dau seama, fraților. Chiar nu-mi dau seama. Lăsați în secțiune de comentarii cum ar trebui să apară un skin, pentru că eu chiar nu știu. O să mergem acum să vă arăt ceva ce am construit, ce am făcut pe live. Mulțumesc lui Giuză pentru că el m-a ajutat să găsesc acea chestie. Cred că v-ați dat seama deja, cei care știți de pe live-uri. Am găsit un spawner. Am găsit un spawner de scheleți, adică am găsit. O găsit domnul Giuzo, Giuzoro, dacă te uiți la acest videoclip, te pup pe sfârcuri. Mi-aș pula într-un cocoș. Din Hristosul, mă, de cocoșul, mă. Deci, dacă te uiți la acest clip, să știi că te pup pe sfârcuri. Partea proastă este că e tocmai la stratul 10, adică gen nu pot să fac un spawner în jos, așa că trebuie să fac în sus și nu este destul de eficient. Chiar nu știu cum să-l fac mai eficient pentru că-s paletă. Hai că avem aici câțiva. Chiar vreau să fac rost de un spawner pentru că în următorul episod, fraților, adică în următorul live, mai bine zis, asta tot de aici l-am luat, asta ce are, Unbreaking 3 și Unbreaking 2. În următorul live sau următoarele live-uri, cât de curând, hai că pun și eu aici o torță ca să vedeți și voi. Deci, da, problema e că acolo, vedeți, n-am avut cum să fac ca să poată să se ridice. Deci am făcut un fucking spawner destul de neeficient, adică, bă, într-adevăr se duc ăștia acolo. Dar nu mai am sticlă la mine, cred. Stați așa, că am sticlă pe undeva prin chestul ăsta. Normal că nu se deschide. Stai să nu sparg chestul. Dacă l-am spart, nu-l mai primesc înapoi. Stă un... aici trebuie să fie, cred că, uite, 56 glass. Punem și punem glass-ul înapoi acolo, că, na. Așa, așa. Așa era acolo, nu era cu dirt. Fucking dirt. Bă, într-adevăr, dacă stai la spawner și toți intră grămadă, acolo se împing și reușesc să intre ca lumea, să se ducă unde trebuie, dar nu, rar, nu de multe ori se întâmplă chestia asta. Chiar nu știu ce să-i fac să fie mai eficient, deci vedeți și voi acolo cum stau. Chiar nu știu ce să le fac ca să urce, pentru că nu, apa îi duc până la un punct, dar după aceea nu îi mai duc și nu înțeleg de ce. Ok, deci nu mai am săgeți. Stați așa, să vă fac un test. Uitați-vă și voi. Și eu trebuie să fac chestia asta. Trebuie să fac chestia asta ca să îi urce. Ați văzut și voi, a urcat unul. S-au mai spawnat câțiva. Na, în fine. Bă, spawnul e destul de eficient, dar nu știu cum să fac. Dacă știți vreo modalitate, vă rog frumos să lăsați în secțiunea de comentarii sau dați-mi mesaj pe Instagram undeva cu un tutorial, vă rog din suflet, pentru că eu sunt paletă, nu știu cum să fac. Oricum, bă, cât de cât merge acolo. Uite că am lăsat ironul ăsta aici. Stai să pun și eu ironul la locul lui. A, da, să vă arăt și câte diamante am în momentul ăsta. Chiar vreau să vă arăt. Deci avem un stack și 5 diamante. Vreau zic 5 minute, ce pui mei. Și 2 stack-uri de iron. Eu zic că e destul de ok. Eu zic că e destul de ok, chiar e destul de decent. Vreau să iau și eu unde e, să pun găleata asta la loc. Încă nu m-am organizat 100%, dar na. Încerc măcar, ce mai este pe aici? Hai să pun și la asta bachetul, astea pentru că nu m-am nevoie de ele momentan. Și lână la fel, o punem aici pentru că nu m-am nevoie de ea momentan. O să fac, asta pe live pentru că, cel mai probabil, da, o să fac pe live skin-ul, pentru că acolo vorbesc cu voi și toate cele. Deci, v-am spus, lăsați în secțiune de comentarii cum ar trebui să arate un skin și idei de clipuri, pentru că de ce nu. Vreau să facem și noi cât de curând o armură și să ne o enchantăm destul de tare și să fim bazați. Deci, da, o să vreau să fac chestia asta cât de curând. Salut, Tanti.
Încerc să-i împing așa cu arcul. Că, na. Știu că mi-a rămas câțiva acolo, dar nu mai contează. No, bine. Hai să mergem sus. Pentru că nu mai are rost să mai stau aici. Punem și noi ăsta aici. Villagerii, nu știu dacă îi știți, dar cred că îi știți din următorul, din episodul anterior. Hai să mă coc repede pentru că nu vreau să mor. Că e de dat pe hard ca să spawneze cât mai mulți scheleți, dar oricum trebuie să stau AFK acolo. Deci da. Bă, băieți, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Sper că cu tine am fost la reții și noi ne revedem data viitoare. O să facem skin-ul, cred că o să facem pe live pentru că am spus mai ok așa. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii cum ar trebui să arate un skin cu un bloc în exterior sau să vină totul la același, nu știu, la aceeași lățime. Eu am fost Laurențiu, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, laurențiu32, și noi ne revedem data viitoare la un nou clip. Ceau, bă, fraților, pa, pa!